Este o zi superbă de toamnă. Sunt cu Opelul în bord 500 de mii de kilometri și haideți să vedem cum merge. Sunt pe un drum forestier, dar asta nu contează. Opelul duce la jumătate de milion de kilometri, nu pot să cer mai mult. Această mașină, dacă mă lasă în drum, nu am ce să-i reproșez. Am 7 ani de când o am și nu prea am băgat prea mulți bani în ea. Toată lumea a spus, mamă, nu-ți lua Opel. Ajunsesem la un moment dat să nu mai știu ce mașină vreau. Salut! Oamenii aici sunt niște oameni foarte, foarte deschiși, oameni simpli, suntem într-un sat din Moldova, în vârful munților. Am venit să-mi iau apă de izvor pentru că este gratuită și este și sănătoasă. Singurul lucru care îl pierd este motorina din rezervor. Așa că dacă aveți de unde, procurați-vă apă de izvor să fie sănătoasă, să fim toți sănătoși. Am și o frunză aici, după cum se vede, op, am luat o groapă, nu a fost atent, nu-i nimic, mai e unul care dă cu spatele, dă-te șefule că vin eu. Șefule, dă-te la o parte imediat, așa, stai liniștit că nu te iau. Așa, hai să vedem ce face șeful. Șeful dă cu spatele, dar putea să tragă în partea, putea să tragă în partea stânga a lui, nu-i nimic, facem un culoar. Așa, este puțin supărat, s-a certat cu nevasta de dimineață, să dăm puțin prioritate la acest drum forestier, care nu are niciun indicator, după cum se vede. Dar trebuie să reduc puțin viteza, pentru că sunt între a treia și deja mă întind prea tare. Nu din cauza mea, din cauza celor care o să vede din față.